Bună dimineața, Moldova! Bună dimineața, România! E o zi frumoasă de marți care ne-a adus luna lui Brumar. Și ce dacă afară e frig și ce dacă afară e ploaie? La noi e cald și bine și rămânem împreună până aproape de ora 9. Vă salutăm cu drag de la Iași. Săptămâna aceasta e o săptămână foarte frumoasă și plină pentru noi. De ce? Pentru că TVR Iași împlinește 25 de ani de activitate. Avem foarte multe surprize pregătite pentru dumneavoastră și vă spun încă de la începutul emisiunii că joi, dis de dimineață, ne vedem în direct și pe TVR3, e pentru că sărbătorim cei 25 de ani de TVR Iași, așa cum se cuvine. Sunați-ne și astăzi la numărul de telefon 0232 20 90 12, vă oferim invitații la spectacolul nostru aniversar de vinerea aceasta de la Casa de Cultură a Studenților din Iași de la ora 18, așadar ne vedem la Casa de Cultură a Studenților. Trei astfel de invitații avem în această dimineață, trei invitații duble care pot ajunge la dumneavoastră dacă ne sunați repede, repede la numărul de telefon afișat pe ecran. Matilda Pascal, Cojocărița și foarte, foarte mulți prieteni dragi vor fi acolo pentru noi toți să ne cânte, să ne bucurăm și să ne amintim, de ce nu, de momentele frumoase pe care le-am petrecut împreună. Pe pagina noastră de Facebook, Bună Dimineața Moldova, dar și TVR Iași, găsiți programul complet al săptămânii aniversare. Spre exemplu, miercuri de la ora 10 ne deschidem ușile pentru dumneavoastră. Vă așteptăm aici la sediul TVR Iași de la ora 10 la 16, ziua porților deschise. Miercuri și joi de la ora 16 e caravana filmelor documentare în sala studio TVR Iași. Puteți urmări filme premiate și să vă întâlniți cu realizatorii. Vineri, vă spuneam, este spectacol aniversar Iași, Chișinău, Cernăuți, un spectacol folcloric mult așteptat, iar duminică ne vedem la Palas. De la ora 12, Iașul și TVR Iași iubește sportul, așa că pregătiți-vă treningul și gata, facem mișcare duminică pe la prânz, așa nu ne trezim foarte, foarte de dimineață. E 1 noiembrie, a început o lună frumoasă, spuneam, este ziua radioului național, mâine este ziua Radio Iași, 75 de ani de activitate, dar îi sărbătorim joi împreună, trebuie doar să ne urmăriți să vedem. Vedeți cum va fi. Tot astăzi este Ziua Internațională a Veganismului și sărbătoarea tuturor sfinților. Așadar, o zi foarte, foarte plină. Invitații au început deja să sosească la noi. Vom vorbi astăzi despre Gala Scriitorii Anului, prima ediție, și despre Festivalul Național al Romanțelor Românești, Crizantema de Aur, care a avut loc la Târgoviște. Aflăm și noi cu ce premii s-au întors acasă moldovenii noștri. A, să nu uit să vă spun de festivalul Din Bătrâni Din Oameni Buni. Sâmbătă aceasta de la ora 10 vor fi preselecțiile la Casa de Cultură a Studenților din Iași, iar pe 25 și 26 noiembrie vor fi spectacolele. Iar acum propun să ajungem la colega mea Roxana Gorceaia, care ne ține la curent și informați ca în fiecare dimineață. Bun găsit, Roxana! Bună dimineața, Steliana! Bun găsit tuturor! Sute de persoane care aveau nevoie de îngrijiri medicale au făcut ieri cale întoarsă de la spitalele ieșene pentru că asistenții medicali și infirmierele, membrii ai sindicatului Sanitas, au fost în grevă. Nemulțumirile sunt legate de nivelul de salarizare. Protestatarii spun că la ultima majorare din această vară a fost luat în calcul salariul din 2009, nu cel din 2016. Andrei Ivan are 71 de ani și a venit la Spitalul de Neurochirurgie din Iași pentru un computer tomograf. Bărbatul a fost nevoit să se întoarcă acasă fără analize. Asistenții medicali de la Serviciul de Radiologie erau în grevă. Nu este însă singurul caz de acest fel. A fost programat pentru asta. Ce să fac? Păi să văd când se termină greva. O să vin mâine când are doamna doctor program. Așteptăm până să... O să fie gata. Înainte, suntem tineri, nu ne pasă. Ce faceți? Ce să fac, ca bolnavul. Și vă întoarceți? De unde sunteți? De aici, din Iași. Vă întoarceți acasă, nu? De unde sunt? Unde mi-e bine decât acasă? La Spitalul de Neurochirurgie lucrează peste 200 de asistenți medicali și infirmiere. Cadrele medicale au părăsit saloanele și sălile de operație și au protestat în holul de la intrarea principală a spitalului. Sunt inechități salariale,
Sunt persoane care lucrează în aceeași clinică, au aceeași fișă a postului, dar salarii diferite. De ce? Așa că se devine guvernul, ministrul sănătății. Se muncește mult? Noi practic facem și ajutăm și colegele asistente, pentru că nu facem doar munca noastră, se lucrează în echipă și atunci... În sala de operații. Evident, totul este în echipă și atunci ajutăm. Facem și din treaba lor, facem și treaba noastră. Fiind bloc operator, trebuie să fie mereu curățenie, dezinfecție, totul pus la punct. Noi ni s-au făcut măririle de la 8 milioane. Adică mărirea de salariu care ni l-au făcut nu este corect. Dar nu este corect deloc, adică ne-a aruncat praf în ochi. Și la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a fost grevă. Noi lucrăm la Spitalul de Boli Infecțioase, sporul nostru este 25%, iar în condițiile acestea salariile se ridică pentru asistenta cu studii posticiale la 2600, iar pentru cele cu studii superioare la 3000. Asistentele afirmă că sunt din ce în ce mai puține, iar volumul de muncă și cerințele sunt foarte ridicate. Protestatarii mai cer crearea unui cadru legal pentru admiterea în învățământul superior a asistenților medicali cu studii medii și vechime în specialitate, în vederea parcurgerii unor programe de formare unice. De asemenea, membrii Sanitas solicită salarizare corespunzătoare pentru personalul TESA și funcționarii publici din cadrul direcțiilor de sănătate publică. Binecunoscută în toate centrele muzicale din lume, datorită calităților vocale și interpretărilor artistice excepționale, soprana Maria Slătinaru Nistor a primit titlul de doctor honoris causa al Universității de Arte George Enescu din Iași. Profesori, studenți, cântăreți și actori de teatru liric au venit să o întâlnească pe fosta lor colegă sau să cunoască un interpret și un pedagog de renume. Născută la Iași, începându-și studiile la Școala Populară de Artă, continuându-le la Conservatorul George Enescu din orașul natal, apoi la Conservatorul Ciprian Borumbescu din București, Maria Slătinaru Nistor și-a cultivat cu seriozitate, perseverență și multă pasiune calitățile vocale native. Egalitatea în toate registrele, dulceața și expresivitatea glasului, rezistența la rigorile, ritmul alert și diversitatea de temut a partiturilor de operă învățate și interpretate în timp record, i-au adus Mariei Slătinaru Nistor aprecierea totală a impresarilor, directorilor de teatru și cronicarilor muzicali din lume. Viva Academia, viva profesore! În mod firesc, Universitatea de Arte George Enescu i-a acordat titlul de doctor honoris causa în semn de apreciere a valorii sale ca artist și pedagog. Ne bucurăm să avem în sfârșit aici și să-i oferim acest înalt titlu doamnei Maria Slătinaru Nistor, care de aici a plecat, citez, și aici s-a întors cu mare drag și, bineînțeles, dorim să continuăm această colaborare și să avem mult timp printre noi. Doar 3 înregistrări au demonstrat și publicului tânăr calitățile ieșite din comun ale interpretei Maria Slătinaru Nistor, așa cum au fost surprinse de microfoanele și camerele de luat vederi ale televiziunii române. A fost foarte emoționat că Iașu s-a gândit să-mi acorde această distinție extraordinară, care mi-a dat mari emoții și sunt fericită pentru asta. După momentul acordării titlului de doctor honoris causa, 3 studenți la clasele de canto ale Universității de Arte au interpretat arii din repertoriul de operă. Valoarea pedagogului Maria Slătinaru Nistor a putut fi apreciată la superlativ, ascultând-o pe una dintre cele mai valoroase eleve ale sale, soprana Irina Iordăchescu. Timp de 10 zile la Galeria Teodor Paladi din Iași, anotimpurile pot fi admirate și în viziunea cunoscutului artist plastic Bogdan Brleanu. Vernisajul cuprinde peisaje cu toamne nostalgice, cu frânturi din deltă, ce îndeamnă la visare, și poezie. A devenit o obișnuință ca la început de toamnă pictorul Bogdan Brleanu să organizeze o expoziție personală. În fiecare an, în miez de toamnă, pictorul Bogdan Brleanu ne spune o poveste pastelată. Pânzele sale, expuse la galeriile Teodor Paladi din Iași, sunt o simbioză între coloristul subtil și iubitorul de natură, cu vari semnificații deslușite nu de critici de specialitate, ci de așa ai condeiului. Acum este expoziție cu toamne, cu ierni și cu delta. Ca să rezum, are și flori, desigur, naturi statice. O să remarc doar un singur lucru, că peisajele sunt totul speciale.
Toamnele și iernile sunt cele ale nostalgiei. El își spune povestea lui, de fapt, în aceste tablouri. E o întreagă narațiune acolo. Nu au nimic în sensul surpării, al petrecerii mineral, al venirii înghețului, a sfârșitului. Din potrivă, sunt luminoase, au un elan vital excepțional. Așa cum și Delta, de exemplu, nu este un loc al prăbușirii și al apei care macină. Așa cum am mai spus și altă dată, într-un fel Bogdan Bârleanu merge împotriva curentului. Astăzi, când asistăm la o explozie de instalații, de fracturări și de alte lucruri care țin de moda timpului, evident, el se încăpăținează să facă aceste priveliști, să ne livreze aceste flori, să ne înfățișeze aceste peisaje, dar în același timp o face și cu uneltele pictorului modern. Bogdan Bârleanu are o personalitate robustă. El și-a croit din talent și perseverență un drum sigur în arta plastică. Lucrările sale au călătorit în întreaga țară, dar și în multe galerii de pe continent. Locul cel mai drag însă și care înseamnă, după propriile mărturisiri din cartea Bălți și Pensule, suprema sa iubire, este tărâmul de vis Stânca, de pe malul Prutului. Este și un omagiu adus apilor Deltei Prutului, acolo unde îmi scald sufletul destul de des. Sunt și flori, sunt și peisaje de iarnă, că iarna iarăși este un anotimp extrem de greu de pictat. Tot lumea zice, Doamne, atât de simplu, negru și o leac de alb care acoperă tot. Ei, nu-i chiar așa. Ca să faci o iarnă colorată din câteva tuși, nu-i la îndemână oricui. Expoziția de la galeriile Teodor Paladi, de pe pietonalul Ieșean Lăpușneanu, va fi deschisă până la 10 noiembrie. Acestea au fost știrile dimineții. Steliana? Mulțumim, Roxana! Pe mâine dimineață noi rămânem împreună până aproape de ora 9. Vă salutăm cu drag de la Iași. Nu uitați să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook Bună Dimineața Moldova sau să ne sunați la numărul de telefon 0232 20 90 12. Dar să știți că invitațiile pentru spectacolul nostru aniversar de vineri s-au dat. În schimb, mai avem două invitații. E una pentru joi aceasta la ora 19 la concertul coral Floralia, Anton Pan, 220 de ani de la naștere la Ateneul Tătăraș, și cea de-a doua invitație pentru spectacolul de teatru Atenție, aterizăm, care va avea loc sâmbătă de la ora 19, tot la Ateneul Tătăraș din Iași. Nu uitați de săptămâna noastră aniversară, TVR Iași 25, ne vedem miercuri la Ziua Porților Deschise, tot miercuri, dar și joi la Caravana Filmelor Documentare, vineri la spectacolul aniversar, iar duminică facem sport împreună. Acum vorbim despre scriitori pe care îi citim, îi prețuim, iar pentru aceștia, la Iași, de pe 3 noiembrie începe gala Scriitorii Anului. Vorbim despre acest frumos eveniment cu primii mei invitații din această dimineață. Bună dimineața, bine ați revenit la noi! Adi Cristi, directorul Casei de Cultură Mihai Ursachi din Iași și Casian Maria Spiridon, președintele Uniunii Scriitorilor Filia la Iași. Ne bucurăm să vă avem aici, să vorbim despre un eveniment aflat la prima ediție, dar care sperăm să devină unul de tradiție. Acum, înainte de a vorbi despre eveniment, dați-ne voie să vă urăm și noi colegial la mulți ani pentru acest sfert de secol de prezență activă în comunitate. Și evident, tot timpul la radio-ului, la televiziune, mai puțin, nu? 25 de ani de TVR Iași, 75 de ani de Radio Iași. Da, e grozav asta. Împreună facem 100. Avem 100. Mă înțelea că și ați ajunge 150, cât are convărbirea aia, nu? Și să nu uităm și de Opera Națională Română, care împlinește 60 de ani. Da, e adevărat. Sunt o ploaie de evenimente benefice pentru cultura ieșeală. Așa a venit și această gală. Că vorbim de cultură, exact. Noi niciodată nu am dezarmat și considerăm în continuare Iașiul ca fiind capitala culturală a României, cel puțin. Și de aceea, împreună cu Casian, am încercat să concentrăm o acțiune aici la Iași de mare amploare.
Gala Scriitorii Anului, spuneam, 3 noiembrie, la ce ar trebui... Da, dacă bineveniți, aș face o scurtă prezentare, în sensul că s-a născut acest proiect la inițiativa Uniunii Scriitorilor, Consiliului Scriitorilor, a stabilit un juriu care să aleagă fiecare un scriitor după câteva criterii, o carte importantă, un eveniment cultural susținut important, de asemenea o vârstă semnificativă, mă rog, sunt câteva criterii care au determinat alegerea în luna cu picina a scriitorului. Vedeți că sunt 12 scriitori în fiecare lună, din octombrie, din noiembrie, până în octombrie 2015, până în octombrie 2016. Da, din cei 12 se va alege pe 3 noiembrie, acum va veni juriul care a fost ales de Consiliu și va determina, va stabili cine este nominalizat, cine va primi primul scriitor al din cei 12. Din păcate, trei n-o să fie prezenți din motive întemeiate. Unul este în Spania, unul este în Franța și unul este în Bolla. Ceilalți vor fi toți aici prezenți. Dar asta nu înseamnă că nu pot obține premiul. Nu, premiul l-au, premiul lunii l-au toți. Premiul lunii. Nu, mă refer la premiul cel... Nu, noi am instituit mare. Această regulă. Se va înmâna premiul celui prezent. Am înțeles. Da, deci, altfel făceam o acțiune prin corespondență. Da, la telefon. Deci noi încercăm să oferim ieșenilor figurile importante ale literaturii române pe viu. Puteți să ne spuneți și numele scriitorilor, cei 12, pentru că au văzut într-adevăr telespectatorii afișul, dar probabil că nu au avut timp să-i le citească numele tuturor. Mircea Cântărescu. În ordinea lunilor de pe tricou. Da. Așa, să începem cu ianuarie. Asta e caietul Gale, cum să spune. Și pe coperta ultima caietului sunt cei 12 scriitori. Mircea Cărtărescu, Ana Blandina, Ana Grigurcu, Gabriel Dimisianu, Radu Cosașu, Matei Vișnec, Liviu Cerculli, George Bălăiță, Ioanes Pop, George Ovidiu Gelaru, Andrei Oișteanu și Mircea Mihaiș. Deci sunt eseiști, poeți, critici, toate genurile literare sunt prezente la Iași. Importantă e întâlnirea între scriitorii români și publicul ieșean. Când va avea loc această întâlnire cu publicul ieșean? Deci avea pe 4 noiembrie, deci vineri, la ora 17, în sala Chopin de la Palace. Atunci... Înainte de asta trebuie să spunem că tot pe 4 noiembrie, la ora 12, la Casa cu Absidă, sediul unui scriitor din Iași, are loc acordarea premiilor filiale, premii anuale ale filialei Iași, a unui scriitor, pentru cărțile apărute în 2015. Eu zic că ar fi bine pentru telespectatori să rezumăm ceea ce se va întâmpla la sfârșitul săptămânii, pentru că sunt mai multe acțiuni subscrise acestei gale a scriitorilor. Și chiar să le spunem telespectatorilor exact. La care dintre acestea pot participa. De exemplu. Toate. Da, da de, dar unde, de când, exemplu, să le dăm detalii. Pe 3 vineri, de la ora 11, vom continua proiectul Scriitori în Școli, astfel încât la Liceul Racoviță și la Liceul Costache Negruții vor fi două grupuri de scriitori. La Racoviță va fi Gabriel Chifu, Dan Cristea și Răzvan Boncu, moderați de mine. La Liceul Negruții va fi Negrici, Eugen Negrici, Horea Gârbea și încă unul. Îl ținem surpriză. Da, moderatorii Casian. Nu dezvăluim chiar tot. Și va fi o întâlnire cu elevii. Cu elevii, da. Apoi, la ora a doua zi, la ora 12, pe 4, premiile Uniunii Scriitorilor Filiala Iași, la ora 12, la sediu
filiale. Casa Coapsei. Apoi, la ora 17, e gala scriitorilor anului, pentru ca sâmbătă, la ora 11, la Casa de Cultură a municipiului, va fi o lansare de carte, un eveniment, spun, se vor lansa două volume în traducerea lui Adam Pusloici, Arghezii și Bacovia, biling, română-sârbă. Da, acum aș vrea, aș vrea să subliniez că la gala scriitorii va fi inclusiv președintele unui scriitor, Nicolae Marescu, iar gala va fi moderată de Constantin Chiriac, cred că nu trebuie să vă spun cine este Constantin Chiriac, directorul Teatrului Radu Stanca din Sibiu. Și directorul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Și în aceeași timp, unii și al care și pește Iași. Ca să avem informația completă, vor fi prezenți la Iași toți șefii de filială a Uniunii Scriitorilor din țară, conducerea Uniunii Scriitorilor de la Comitetul București, director, Comitetul Director, plus șefi de reviste culturale. Deci, Iașiul va fi ocupat de exact, în jur va de fi o capitală 80 de scriitori din, da, din țară. Da, vor fi și cei din cadrul filiale, vor fi și cei de la afară. Asta înseamnă că publicul va putea să interacționeze cu scriitorii preferați, de ce nu chiar să le adreseze întrebări, da. Iar liceenii cred că sunt cei mai câștigați. Iar putea al treilea scriitor care va merge la negruții, e Dan Crista Enache. Gata, am dezvăluit și surpriza. Am mai pierdut un punct, da. Important este să ne întâlnim la sfârșitul acestei săptămâni. Suntem așteptați, gala scriitorii anului. Eu îți dator să mai spun ceva. Deci, acțiunea gala scriitorii este sub patronajul unui scriitorilor și a primăriei municipiului Iași. Iar cei care se ocupă direct, pălmașii, cum să spun, da? Este Fundația Culturală Poezia, care scoate revista Poezia. Da. Așa, să o arătăm și noi, cum se și Casa de Cultură Mihai Rusache a municipiului Iași. A fost dificil să organizați o astfel de gală? Noi avem experiență de la Poezia la Iași. Deci, da, sau zilele de revistei convite. Primăvară avem și aceste evenimente de anvergură. Noi am ținut să organizăm la Iași această gală pentru a da Iașului ceea ce merită să îi se dea, această importanță, și să nu mai fie tot timpul pasat, izolat, pentru că până la această gală, sub aspectul, știu eu, acțiunilor recunoscute de Uniunea Scriitorilor, nu prea aveam. Acum și-au dat seama. Da, nu, noi acțiuni aveam, dar ei nu le recunoșteau. Da, dar zilele de revistă, cum am zis, au avut 20 de ediții, plus faptul că revista a intrat în anul 150, la prima apariție, deci chiar dacă nu le... Nu vrem să... Și atunci am forțat Uniunea Scriitorilor să vină la Iași și să dea Iașului, să dea Iașului ceea ce merită. E un fel, așa ca telespectatorii să înțeleagă, un fel de galele uniter. Galele scriitorilor. Păi atunci așteptăm să vedem, să ne întâlnim acolo la gala scriitorii anului de pe 3 noiembrie. Noi suntem nevoie să facem un anunț acum pentru doritorii care vor dori să participe. Locurile sunt limitate. Deci mai avem 100 de locuri să fie ocupate. Așadar, telespectatorii noștri repede să acționeze. Mulțumesc frumos că ați venit în această dimineață. A fost o plăcere să vorbim. Și mulțumim. Galei, da? Să le reamintim telespectatorilor noștri să nu uite să ocupe unul dintre locurile acelea 100. Care sunt disponibile. Exact. Da. Mulțumim încă o dată, mult succes și vă mai așteptăm în continuare alături de noi. Cu mare drag de fiecare dată. Iar noi încă acum... La mulți ani, mulțumim. Da. Și vă așteptăm și la aniversarea noastră. Sigur. Pașa printre picături. Am crescut împreună. Printre picături, așa, când aveți puțin...
timp, veniți și până la noi. Mulțumim! Iar acum noi facem cunoștință cu Teodor Răileanu, specialist în comunicare, un pasionat al călătoriilor pe două roți. El are un cal alb, dar nu e unul din poveștile acelea pe care le cunoaștem noi. Haideți să facem și noi cunoștință cu Teodor Răileanu, cu al său cal alb, dar și cu pseudo-jurnalul Motomorfoza și Călătorii de Poveste. Dorința de a porni în aventuri pe un cal alb a venit firesc. La fel s-a întâmplat și cu pseudo-jurnalul de călătorie intitulat Motomorfoza. Nu eram un pasionat de motociclete, dar în momentul în care mi-am luat motocicleta, calul alb, am simțit și nevoia să plec cu el. Și în momentul în care am început să plec și să călătoresc prin țară în special, am întâlnit oameni foarte faini și foarte mulți și care au determinat schimbări în interiorul meu, schimbări existențiale. Și de fapt despre asta este vorba și în carte. Poveștile și personajele și întâmplările, totul este absolut real, 100%. Singurul lucru pe care l-am schimbat au fost câteva nume de oameni pe care am cunoscut, tocmai pentru a da un plus de simbolism numelor. Atâta tot. În rest, întâlnirile sunt absolut adevărate. Motomorfoza și Călătorii de Poveste este titlul unui pseudo-jurnal în era tehnologică. Cititorul va regăsi coduri pe care le va putea scana cu telefonul mobil sau cu tableta. Cartea tipărită, sunt de acord că nu o să moară niciodată, dar nu trebuie să ignorăm și noile tehnologii. Prin urmare, am inserat în toate, multe din paginile cărții, coduri QR, acele coduri pătrățoase cu niște punctulețe. Ai scanat codul și ai imagini cu personajele reale, cu peisajele despre care vorbesc, cu locurile și cu întâmplările respective. Volumul semnat de Teodor Răileanu are peste 30.000 de kilometri la bord. La întâlnirea cu publicul, alături de autor, a fost și Cătălin Crețu, un pasionat al provocărilor pe verticală. În spațiul românesc lipsesc cărțile de călătorie în ultima vreme și e o carte despre un alt tip de călătorie. Este o carte despre un soi de călătorie în care nu contează neapărat destinația, în care pe măsură ce călătorești descoperi lucruri noi, ai idei noi despre alte locuri în care vrei să mergi și nu știai că vrei să faci asta. Completarea poveștilor din carte o găsim pe site-ul www.motomorfoza.ro. Lansarea volumului a avut loc în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Filit Iași. Uitați de săptămâna noastră aniversară TVR Iași 25. Toate invitațiile de astăzi s-au dat. Vă spun și la cine au ajuns. Pentru spectacolul nostru aniversar de vineri de la ora 18 la Casa de Cultură a Studenților din Iași, invitațiile au ajuns la Eugena Vănoaiei, Ștefan Morăriței și Paul Gurianu, iar invitațiile de la Ateneu la Mihai Văcărașu și Dorina Mihăiță. Felicitări! Mulțumim
că sunteți alături de noi și urmăriți-ne în continuare pentru că mai avem surprize pentru dumneavoastră. Puteți să ne scrieți și pe pagina noastră de Facebook, Bună dimineața Moldova, așteptăm gândurile dumneavoastră și acolo, vă răspundem cu drag de fiecare dată și propun ca în următoarele minute să aflăm și câteva titluri importante din ziarele de astăzi. Spre exemplu, din ziarul de Iași, aflăm că municipalitatea va reabilita liniile de tramvai dintre Podroș și rondul de la capătul zonei industriale. Este vorba despre bulevardul Țuțora, porțiunea cuprinsă între Podroș și intersecția cu bulevardul Primăverii. De-a lungul celor două tronsoane vor fi reabilitate 8 peroane și vor fi schimbate inclusiv rețelele de fir contact. Costul reabilitărilor celor două tronsoane a fost estimat la peste 48 de milioane de lei. Apoi aflăm informații despre un eveniment care va avea loc weekendul acesta pe pietonalul Ștefan cel Mare în perioada 4-6 noiembrie. Asociația Art Meșteșugurile Prutului Iași va organiza cea de-a noua ediție a manifestării culturale interactive Meșteri și Meșteșuguri tradiționale din Moldova. Așadar ne putem întâlni acolo cu 40 de meșteri populari și putem să cumpărăm lucruri interesante. Așadar 4-6 noiembrie pe pietonalul Ștefan cel Mare. Ieri vă anunțam că va fi seara concertul cu Pasărea Rock. Din păcate, acesta s-a amânat. Detalii vor fi anunțate pe pagina de Facebook în următoarea perioadă. Mircea Banici, Ovidiu Lipan Țăndărică, Iosef Capăl, Nicu Patoi și Sorin Voinea vor sosi la Iași, când vom afla în curând pe pagina lor de Facebook și vor lansa și aici albumul Legenda. Așadar, nu putem decât să-i așteptăm cu drag, dar să așteptăm și aniversarea celor 25 de ani de TVR Iași. Mâine de la ora 10 la ora 16, ziua porților deschise, vă așteptăm cu drag să ne cunoaștem, să stăm de vorbă, să descoperiți cum este aici acasă la noi la TVR Iași. De la ora 16, atât mâine cât și joi, caravana filmelor documentare, ne întâlnim în sala studio TVR Iași. Intrarea este liberă, așa că veniți într-un număr cât mai mare, vă întâlniți cu realizatorii, vedeți filme premiate, apoi vineri de la ora 18 la Casa de Cultură a Studenților din Iași ne întâlnim la spectacolul Aniversar TVR Iași 25, iar duminică de la ora 12 TVR Iași iubește sportul, dar și voi știu că faceți asta, așa că vă așteptăm să facem o mișcare împreună. Nu uitați de paginile noastre de Facebook TVR Iași și Bună dimineața Moldova. Noi mergem mai departe și vorbim despre o altă aniversare. Ieri, maestrul Dan Hatmanu a împlinit frumoasa vârstă de 90 de ani. Ne-am întâlnit cu dumnealui săptămâna trecută. De ce? Pentru că a fost mai multe zile aniversat de prietenii și foștii studenți. Cum a fost la una dintre întâlniri, aflați din reportajul următor. Viață petrecută în slujba artei, mii de ore dedicate frumosului și multă pasiune. Așa s-a rezumat în câteva cuvinte cei 90 de ani, conturați pe pânza timpului. Ploaia măruntă și frigul parcă încălzesc mai mult sufletele. Așa că prieteni ai maestrului au organizat o întâlnire aparte. O aniversare în care curgerea firească a timpului să se oprească timp de o secundă în loc. Vreau să vă mulțumesc pentru urări și să știți că nu mă bucur de prea multe urări. Așa suntem noi. Mai uităm, mai
avem alte probleme, că fiecare om își dorește sănătate. Că dacă ești sănătos, poți să-ți rezolvi și celelalte dorințe. O cafenea, o mână de prieteni și 90 de ani desprinși dintr-o poveste. Amintiri, mulțumiri și un racord cu maestrul, semnat de Violeta Gorgos, regizor artistic tăvăriaș. Cântam de dragul dulce care guri. Dan Hatmanu este pictor și grafician român. În prima parte a activității sale creatoare a executat portrete și peisaje într-o viziune realist-tradițională, pe care a abandonat-o mai târziu în favoarea unei formule constructiviste cu rapeluri figurative și nuanțe umoristice. A beneficiat de bursa Nicolae Grigorescu a Academiei Române, care a constat într-un an de studii la Leningrad și un an la Paris. A executat ilustrații de carte la opere de Ionel Teodoreanu și Anton Bacalbașa. Lucrările dumnealui se găsesc în România, la Muzeul Municipal din Huș, muzeele de artă din Piatra Neamț, Râmnicu, Vâlcea și Iași, dar și în muzee și colecții particulare din străinătate. În Ciudad de Mexico, Grecia, Germania, Italia, Israel, Praga, Rio de Janeiro și Franța, cu Parisul său, atât de drag maestrului Dan Hatmanu. Mesajul pentru maestru și profesorul meu, Dan Hatmanu, primul este să urez sănătate și la mulți ani. Pentru mine este o reîntâlnire de mare suflet. Cred că am picat amândoi și eu și meșterul meu într-o nostalgie a cafenelilor și a timpurilor de altă dată, dar în primul rând trăiesc bucuria de a-l revedea și de a mă bucura de prezența dumnealui aici, printre noi. E mare lucru, pentru că avem puține repere, tot mai puține, iar pentru Iași, pentru arta ieșană, Dan Hatmanu e un alt fel de spirit. La mulți ani, maestre Dan Hatmanu! Înainte de a trece mai departe, să nu uit să le mulțumesc și eu colegilor mei, Cătălin Chelariu și Ionuț Țile, care este în această dimineață alături de noi, dar și întregii echipe TVR Iași. Mulțumesc încă o dată că mă suportați în fiecare dimineață și la filmări. Am uitat să vă spun de revista România Pitorească. Vă invităm să o citiți și dumneavoastră. Veți găsi foarte multe lucruri interesante și articole despre minorități, despre biserici, despre locuri de poveste pe care le putem descoperi, spre exemplu Băile Felix, dacă nu ați fost niciodată acolo, eu cred că merită. De fapt, cred că România în general are locuri foarte frumoase pe care ar trebui să le descoperim. Găsiți și interviuri cu personaje interesante, aflați informații despre Muzeul Răzeșilor Găzari, aflăm și istoria lemnului
din gospodăria țărănească. Aflăm și despre călătoriile unor oameni interesanți, o traversare mult visată. Descoperiți dumneavoastră unde au ajuns acești călători, dacă citiți revista România Pitorească, și date interesante, aș spune eu, despre Cheile Turzii, această ultimă răbufnire geologică a munților Trascău, care se întinde pe aproape un kilometru jumătate, cu un peisaj extraordinar. Toate aceste informații le găsiți în România Pitorească, revista aceasta care ne dezvăluie o Românie așa pentru sufletul nostru. Iar acum eu zic să vorbim despre tineri talentați, despre moldoveni care s-au întors acasă premiați. De unde? De la cea de-a 49-a ediție a Festivalului Național de Romanțe Românești, Crizantema de Aur, care a avut loc la Târgoviște. Așa că îi spun bună dimineața invitatei mele, care mă s-a întors, spuneam, acasă premiată, Teodora Manolache. Bună dimineața! Bună dimineața, vă spun și eu. Și felicitări pentru premiul obținut. Te las pe tine să le spui telespectatorilor care este acesta. Mulțumim frumos! Am obținut locul 2 la interpretare. Foarte frumos, te și auzim în această dimineață, dar puțin mai târziu ne vei cânta live. Sigur, e greu așa pentru un artist? Ora aceasta voi cânta, e cam complicată, nu? Vreau să specific că nu voi cânta piesele din concurs, deoarece nu am avut posibilitatea suportului muzical, pentru că să cânti o romanță nu este foarte ușor, să cânti pe un negativ, ci îți trebuie în spate, de obicei, o orchestră. Și cum nu ne permitea spațiul, da, nici ora aceasta matinală, să spunem, exact, așa, dar cu siguranță vei veni într-o zi la noi să cânti și da, o poate romanță. Vom lua și filmarea din concurs, că a fost transmis tot de TVR și ar fi frumos. Ei, nu în această dimineață, în această sigur dimineață da, cântăm, vorbim despre festival, da, și, din câte știu eu, va fi o ediție specială muzica ta, așa că le spun telespectatorilor să ne urmărească. Sigur. Festivalul Național de Romanțe Crizantema de Aur, ce înseamnă pentru un artist romanța românească și ce înseamnă pentru un artist să participe la un festival ca acesta de renume? Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă, pentru că, în primul rând, a fost prima de acest gen. Am început să cânt romanțe de foarte puțin timp și iată că acest premiu mă încurajează să continui cu acest gen și, având în vedere că romanța pentru tineri s-a cam pierdut în ultimul timp. Dar cum ai descoperit tu romanța? Acum câțiva ani eram la un concert cu domnul Florescu. Era o trecere între generații și dumnealui mi-a propus să cânt împreună cu el. Dumnealui a cântat romanțe, iar eu am cântat muzică ușoară. Și de atunci mi-a rămas așa în suflet o amintire a romanței. Și ai zis că vrei să încerci, da, nu? Și iată că am obținut și un premiu. Exact, când am auzit de festival am zis că trebuie neapărat să particip. Și am fost susținută, bineînțeles, de doamna profesoară Anca Petroaie, de părinții mei. Și iată că nu-mi pare rău deloc și cine știe, poate pe viitor o să fac o carieră din asta. Și poate vei obține și premiul întâi de pe viitoare, da, nu? Mai particip și la anul și... Nu te descurajează locul al doilea, ci nu, te încurajează. Nu, mă încurajează pentru că, sincer, m-am dus acolo cu gândul că voi avea o nouă experiență și nu neapărat m-am dus cu gândul să iau un premiu. M-am dus cu gândul să-mi fac prieteni, să cunosc mai bine acest gen și iată că... Și ai reușit. Eu zic să ne cânți în această dimineață, să nu mai stăm atât de mult de vorbă. O ascultăm în următoarele minute pe Teodora Manolache, după care vorbim tot despre festivalul Crizantema de Aur, care le-a adus moldovenilor multe premii. Chiar acum, Teodora Manolache la Regional Cafe.
Mulțumim frumos, Teodora Manolache. Live în această dimineață nu este deloc simplu la 9 fără 10 să cânti live și atât de bine. Da, este destul de greu pentru mine, dar m-am trezit de dimineață și am ai făcut vocalizări? Exact. Mă gândeam, stăteam cu emoții chiar că nu știu cum o să reacționeze vocea dimineața, pentru că este destul de greu să cânti dimineața, abia te-ai trezit și tot așa și la facultate când mă dar duc uite, la orele de canto. Reacționează bine atunci când ești în direct, asta e minunat, dar și piesa este foarte grea. Sigur că da, se numește Broken Vow și este din repertoriul Larry Fabian. De ce ai ales-o? Mi-a plăcut în primul rând. Eu, de exemplu, mie, dacă nu-mi place o piesă, nu o pot învăța deloc. Dar aceasta... Nu simți, nu pot să transmiți. Exact, nu mă simt, nu mă regăsesc eu în acea piesă și nu am cum. Și îmi place foarte mult Lara Fabian și următoarea piesă tot din repertoriul ei este și... Am înțeles. Spuneam, Adina Uri, pentru cei care au deschis poate televizoarele mai târziu, că ai obținut premiul al doilea la Festivalul Național de Romanțe, Crizantema de Aur, care a avut loc la Târgoviște. Îmi aduc aminte de voi când ați fost aici în sala studio TVR Iași la preselecții. Emoțiile erau atât de mari, nu pot să vă descriu în cuvinte, dar se pare că v-ați întors acasă învingători. Da, chiar a fost o experiență cu foarte multe emoții la preselecție, deoarece una este să cânți în fața unui public, unei săli foarte mare și alta este să cânți în fața unor 4-5 persoane, unei comisii, să fii numai tu cu ei. Este ceva mai aparte, pot să zic, dar fiecare artist a trecut prin asta. Exact. Mulțumim frumos că ai venit în această dimineață. Trebuie să mai avem timp și de cea de-a doua piesă. Le mulțumesc și telespectatorilor că au fost alături de noi. Joi aceasta va fi o ediție specială Regional Cafe, pentru că TVR Iași împlinește 25 de ani de activitate. Iar acum... vă lăsăm cu Teodora Manolache, care ne cântă din nou și ne încântă. Te rog, Teodora, să te pregătești. Mulțumim încă o dată, o zi frumoasă să aveți. Nu uitați de aniversarea celor 25 de ani de TVR Iași pe mâine. La revedere! Here I go out to see again. The sunshine fills my head.